Salut! Oh, uite, vreau să-ți arăt priveliștea asta extraordinară. E spectacol aici, suntem la Măgura. Dar mai mult decât atâta vreau să zic că avem un Dumnezeu extraordinar care a creat toate lucrurile astea. Poate te-ai mai uitat pe canalul meu și poate ți-ai dat seama că sunt creștin și că valorile mele sunt unele creștine. Dar astăzi vreau să zic ceva special, din cauza că mai mult decât să fii frizer și mai mult decât să faci toate lucrurile perfect în viața asta, e să fii mântuit. Să-L cunoști pe Iisus, să cunoști cu adevărat pacea, bucuria, fericirea în viața asta. E în prea puține lucruri fericirea. Fericirea cu adevărat e când îl găsești pe Dumnezeu. Toată lumea vrea să fie fericită. Din 8 ore care dor, din 8 ore care le muncești, da, vrei să zici că dacă ai bani sau nu faci nimic și îți vin banii, ești fericit? Nu ești. Nu. Dar ce vreau să zic e că, în special în canalul meu, e pentru frizeri. Și clipul ăsta o să ajungă la cât mai mulți frizeri. Și atunci, ce vreau să vă zic e că, în afară să mergi la toate cursurile, toate seminarele, să fii în top, să fii numărul 1, crede-mă că tu tot cu aceiași bani, atunci când te duci înapoi după seminar, că am văzut că se practică foarte mult lucrul ăsta și doar mi-a venit așa un gând să fac video ăsta. Pentru că oamenii nu se bucură decât să fie în top, decât să fie acolo, dar nu vei fi în top, tot timpul va fi unul mai bun ca tine. Și îndemnul meu și speranța mea e că cât mai mulți oameni să se poată bucura de viață, dar în Dumnezeu. Crede-mă, ține mintea asta, caută-L pe Dumnezeu, citește Biblia, află ce Dumnezeu are pentru tine, pentru că nu știi când mori. Îți dai seama, uite-te ce a creat Dumnezeu. O grămadă de lucruri extraordinare. Și asta e nimic pe lângă ce are pregătit pentru noi. Pentru toți copiii lui Dumnezeu care îl iubesc pe Dumnezeu, nu care zic din gură. Și asta vreau să te las. Și dacă vei urmări canalul meu, totdeauna vei găsi lucruri și prioritate în Dumnezeu. Am avut multe momente în care am deviat și eu, care m-au furat bani, m-au furat mirajul ăsta al succesului, a clienților mulțumiți, a clienților cu potențial mare, așa, care poate să-ți dea așa o influență, care ai relații, dar nu. Nu te aștept. Cine ești tu, ăla ești. Tu nu ești frizer. Tu ești un om care a fost creat cu un scop mai mare decât să fii frizer. Frizeria doar te ajută să-ți dea un bar, să-ți dea satisfacție, să-i ajuți și pe alții, să arate bine, dar cam atât. Cam așa trebuie să se rezume. Și vreau să vă încurajez în direcția asta, să-L căutați pe Dumnezeu. Voi toți frizerii care o să vedeți video-ul ăsta. Pa!